Bună ziua, eu sunt Doina Baciu și astăzi fac o modificare la o roiche albă. Este un lucru interesant ce o să vă spun, pentru că persoana pentru care fac modificarea nu are șolduri și are, cum se spune în croitorie, pulpe. Deci în dreptul picioarelor la partea de sus este un pic mai dezvoltată și ă, asta este modificarea pe care vreau să vă arăt și să vă spun despre ce e vorba. Dacă crezi că este interesant, urmărește-mă! După cum vedeți aici, toată partea aceasta care vine pe șold, neavând șold, a trebuit să o uh, strimtez. Aici vine chiar în dreptul picioarelor. Și atunci venim și scoatem plusul de la șold. Practic tiparul când se construiește este rochea a fost făcută corect. Numai că persoana având această problemă neavând șolduri noi trebuie să îi modificăm. În momentul în care lucrați la cineva un lucru de la început trebuie să îi măsurați să vedeți de la talie da? de la talie până în dreptul unde este cel mai proeminent șoldu uh, și atunci îi construiți corect. Eventual puteți să luați dimensiunea talie undeva intermediar da și până în zona unde uh, este cel mai proeminent uh, uh, pulpa piciorului. Pentru că asta se întâmplă în momentul în care cineva are această uh, problemă la uh, siluetă. Deci tiparul făcut corect îți dă un picuț de șol și oricum persoanele care își cumpără lucruri cu așa uh, siluetă, întotdeauna va avea această uh, modificare pe care trebuie să o aducă la fustă, la pantalon, uh, la rochii pentru că, hai să zicem, un palton nu ar fi o problemă pentru că se vede mult mai puțin decât la o roche, rochea fiind din jersey, în rest îi vine foarte bine pentru că are un corp frumos și proporțional cu această mică problemă, să-i zicem noi, sau mai puțin problemă, deci fiecare dintre noi nu avem corpul perfect. Am dorit să vă... Spun și acest amănunt care folosește celor care uh, lucrează. Uh, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, Doina Baciu. La revedere!